2 Samuel 20 și 3. Acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David. Rostirea lui David, fiul lui Ișai, rostirea omului înălțat de Dumnezeu, unsul Dumnezeului lui Iacov și cântărețul plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca lui Israel mi-a zis. Cel care îi cârmuiește pe oameni cu dreptate, stăpânind cu frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții, atunci când răsare soarele într-o dimineață senină. El seamănă cu razele soarelui după ploaie, care fac să crească iarba din pământ. Nu este așa casa mea față de Dumnezeu? Căci El a încheiat cu mine un legământ veșnic, bine întocmit în toate privințele și bine păzit. Nu va face El să răsara din acesta tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Nelegiuiții însă sunt toți ca niște spini buni de aruncat, pe care nu poți să iei cu mâna. Oricine îi atinge folosește o unealtă de fier sau mânerul unei sulițe și arde pe loc. Acestea sunt numele vitejilor lui David. Iosheb bașebet, un monit era căpetenia celor trei. El și-a ridicat sulița împotriva a 800 de dușmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare. Următorul era Elazar, fiul lui Dodo, urmașul lui Ahohi. El a fost unul dintre cei trei viteji care, împreună cu David, au ținut piept filistenilor adunați la pas Damim pentru război. Atunci izraeliții băteau în retragere, însă el a rămas pe loc și a ucis la filisteni până când i-a obosit mâna și a rămas înțepenită pe sabie. Domnul a dat o mare biruință în ziua aceea. Poștirea s-a întors la Elazar numai ca să ia prada. Un alt viteaz a fost Shama, fiul Hararitului Age. Odată, Filistenii se strânseseră la lehi, unde se afla un ogor plin cu linte. Oștirea fugise dinaintea filistenilor, însă șama a stat în mijlocul ogorului și l-a apărat ucigându-i pe filisteni. Domnul a dat o mare biruință. Altădată, pe timpul secerișului, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la David, la peștera Adulam, în timp ce o trupă de filisteni își așezase tabăra în Valea Refaim. David se afla atunci în fortăreață, iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem. Lui David i s-a făcut sete și a întrebat. Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului? cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului și au adus-o cu bine la David. El însă nu a vrut să bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului, spunând, Departe de mine, Doamne, să fac așa ceva, să beau eu sângele bărbaților care și-au pus viața în primejdie, și n-a din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji. Abishai, fratele lui Ioab, fiul ei, era căpetenia celor trei. El și-a ridicat sulița împotriva a trei sute de dușmani și i-a omorât. Și astfel el și-a câștigat un renume alături de cei trei. Era mai respectat decât cei trei ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei. Benaia, fiul lui Ehoiada, era un viteaz din Capțeel care a făcut mari sprăvi. El a ucis doi dintre cei mai viteji moabiți, iar într-o zi în care ninsese a coborât într-o fântână unde a murit un leu a mai omorât de asemenea și un egiptean uriaș. Egipteanul era înarmat cu o suliță, în timp ce Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu propria lui suliță. Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Ehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji era mai respectat decât cei treizeci, însă nu s-a ridicat la înălțimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale. Dintre cei treizeci făceau parte Asael, fratele lui Ioab, Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, Haroditul Shama, Haroditul Elica, Paltitul Heleț, Ira, fiul Tecoanitului Ikeș, Abiezer din Anatot, cușatitul Mebunai, Ahotitul Salmon, Netofatitul Maharai, Heled, fiul Netofatitului Baana, Itai, fiul lui Ribai, din Giva Beniamiților piratonitul Benaya, Hidai din văile Gaș, Arbatitul Abialbon, Barhumitul Azmavet, Shalbonitul Eliahba, fiul lui Iașen, Ionatan, fiul Araritului Shama, Ahiam, fiul Araritului Sharar, Elifelet, fiul Maacatitului Ahasbai, Eliam, Fiul Gilonitului Ahitofel, Carmelitul hetzrai Arbitul Paarai, egal fiul lui Nathan din Tsoba, Gaditul Bani, Amonitul Țelec, Berotitul Naharai, cel ce ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei, Itritul Ira, Itritul Gareb și Hititul Urie. Erau cu toții în număr de treizeci și șapte.